Bună seara, prieteni! Ne bucurăm să ne revedem după încă o săptămână. Ne-am schimbat din nou locația. De acasă am plecat, l-am lăsat pe Argo singur. Sunt la cafenea la All Time pentru cei care ați fost vreodată aici, pe la noi. Și împreună cu Bogdan, care e tot acolo în spatele lucrurilor care se întâmplă, încercăm câteva lucruri să vi le aducem în, Fața dumneavoastră, nu pentru că poate nu le-ați citit, sau poate că nu știți despre lucrurile astea, dar, vorba aceea, încerc să le dau o, cum să vă spun, o. să fie suportabile. Adică, le îmbrac cu o haină cât se poate de suportabilă pentru noi, ca să nu rămânem cu sechele din punct de vedere al inteligenței. Eu o să citesc câteva știri pe care. Știți cum fac cu știrile? Mă uit așa, le desfășor și pe aceea că îmi place ceva captură de ecran. Mă duc pe captură de ecran și în ordinea în care le-am capturat săptămâna aceasta, m-a spus o săptămână foarte grea. E vineri, e sâmbătă seara pentru voi, dar eu n-am fost o zi, 5 minute, numai serele târziu liber. A fost o nenorocire. În sfârșit, nu mă plâng. Deci, am o captură de la Facebook-ul Spitalului Clinic de Urgență Sfântul Pantelimon București. Asta îmi place mie la Facebook, Spitalul citesc așa cum se aude. Spitalul Clinic de Urgență și cum se vede. Spitalul Clinic de Urgență Sfântul Pantelimon București se simte sigur. Asta e un lucru frumos. La Spitalul Clinic de Urgență Sfântul Pantelimon București. Câteodată se simțea nervos spitalul câteodată se simțea trist, uitat, complex, complexat, într-o relație, Spitalul Sfântul Pantelimon. Da? Dar acum se simte sigur și ne dă un anunț de zile mari cu o ofertă care nu se poate refuza. Începând cu data de 24-10, anul ăsta, deci am octombrie, în ambulatorul Policlinica din Spitalul Clinic de Urgență Sfântul Pantelimon București, se pot face programări și în vederea avortului medicamentos și pune o, uh, un antibiotic din el, cum era în tetraciclina, jumate roșu, jumate galben la cerere. Preț? E, promoțional pentru că se simte sigur Spitalul Pantelimon. Așa. 300 de lei care include, a, sunt o grămadă, include consultație inițială și pe cea de control la o săptămână după administrare și alte lucruri, un pahar cu suc, bilet de, eu știu, de uh, tramvai uh, sau de autobuz, nu mai știu linia cât e acolo. Bun. Noi mulțumim spitalului uh, clinic de urgență că se simte așa, Pantelimon București, că se simte așa de sigur uh, și se simte uh, așa de. Uh, nu, uh, și ne dă atâtea uh, chestii foarte uh, frumoase și foarte ieftine. Deci, un avort medicamentos doar 300 de ron, tot în cadrul nebuniilor curente, de fapt noi despre nebuniile astea discutăm mai mult românii își fac cumpărăturile în Ucraina, știre pe care i am luat-o din Euronews România dar probabil că sunt și alte, nu -am mai citit dacă e așa sau nu e așa, dar Bogdan zice că e așa l-am întrebat, românii își fac cumpărăturile în Ucraina că prețurile sunt mai bune decât la noi Mulțumim Ucraina! Slavă Ucrainii că ați ajuns să aveți prețuri mai bune ca noi. Ne bucurăm! Nu zic că n-am participat și noi ca să aveți prețuri mai ieftine, că de exemplu chiar și uh, la toate lucrurile astea, chiar și ajutoarele pe care le-am trimis noi, le-ați dosit, ei nu mai ajuns unde trebuie. Și mi bucurăm pentru această bunăstare care curge peste țara voastră, că aveți așa de bine... Probabil că veți ajunge un mare mol Deja ați început-o bine, slavă Ucrainii, pentru că sunteți poligonul de testare a tuturor armelor care se produc acum în lume. Are cineva o idee, o bagă într-o armă și după aceea arma se testează, că așa e bine să se testeze pe oameni, dacă se poate și mai pe ruși, cu atât mai bine, înțelegi? Și cu cât mai multe pagube colaterale în zonă, că eu m-am gândit la un moment dat, fără să fiu răuți, când am auzit, de exemplu, că ucrainienii au zis Haideți cei care aveți arme și testați-le la noi în țară. Că la noi pot face bum, tronc, plios, când sfârșit acolo grămadă. Și m-am gândit cum va rămâne Ucraina de bogată și după ce se va termina războiul. Pentru că hollywood se va muta pentru toate filmele de război și SF care vor fi cu distrugeri, dărâmături, că cei care au văzut filmele astea, întotdeauna ai nevoie de o fabrică. La sfârșit când se omoară toți, sunt o fabrică din aia veche. Așa, cu, în sfârșit, cu moloz, cu nu știu mai care. Și iată că se pot, pot face mari lucruri și se poate câștiga, și din lacrimă se poate câștiga, și din plâns se poate câștiga, și din moloz, și din, uh, și din pulbere. Asta este ideea. Veniți la noi, testați armele, veniți la noi și cumpărați produse că sunt mai ieftine decât oriunde. Mulțumim Ucraina exact cum am mulțumit Ungaria pe vremuri. Că mergeam la Unguri, dar nu zic că a venit vremea când au ajuns și ei la noi. Oricum, noi peste frontieră, când unii, când alții, aici în zona noastră. Probabil că noi, ardelenii nu o să mergem chiar până în Ucraina ca să uh, cumpărăm, uh, eu știu, ce aveți dumneavoastră mai ieftin. O întrebare, de ce ne-a tăiat Gabonul microfonul, nu știu. Deci mi-a pus-o unul dintre uh, cei de pe Telegram. De ce ne-a tăiat Gabonul microfonul? Hai că deja sună, eu zic, destul de bine. Cred că eu să știu, nu știu dacă... Știu numai că s-au vorbit fără microfon. Asta este toată ideea. Ne-am dus și noi că aveam un cuvânt de spus și uite de că ne-a tăiat gabonezii microfonul. Eu m-am gândit că poate că încă mai, mai, avea, mai au datorii la noi, încă de pe vremea răpostatului, că Ceaușescu, să știți că umbla prin toate țările și până Arabia, și până în Africa, pe acolo, și tăi le mai făceam, ba, o sondă de petrol, ba, le făceam un bloc și rămâneau datori. Aia. Nici nu mai plătit. Probabil că e supărat încă pe noi sau nu, nu știu. Îmi pare foarte rău că să vă pot spune lucrul acesta. Unul dintre prietenii noștri pe Telegram ne trimite o chestie foarte faină. Zice că lângă cascada Niagara, ghidul se adresează turiștilor. Lângă cascada. Am văzut-o și eu. E frumoasă pe partea canadiană, pe partea americană nu e frumoasă, e foarte urât. Deci, lângă cascada Niagara, ghidul se adresează turiștilor. Dacă doamnele vor nevoi să tacă un moment, veți auzi zgomotul cascadei. Nu? Asta, să nu o luați ca și o chestie misogină, nu am vrut să vă spun că e o chestie extraordinară. Cascada se aude extraordinar dacă tăcem toți. Am nu spun, de exemplu, că sunt numai femeile pot provoca larmă la cascada neagră. Eu am auzit și bărbați vorbind acolo, dar gluma mi-a plăcut să mă ierte toate doamnele pe care le le asta, dar chiar că îi drăguță și uh, ca să mă, cum să vă zic eu, ca să uh, nu mai am probleme cu voi și să ziceți că sunt misogin, haideți să vă mai spun una tot așa de tare, dar în partea cealaltă ca să vedeți că nu sunt chiar așa de misogin. Zice că uh, nu știu cine a scris, -o, dar îmi place cum o scris chestiile astea. Deci că orice bărbat trecut de 40 de ani înzestrat cu oarecare inteligență manifestă în preajma unei femei prudența câinelui care a mai luat bătaie odată. Deci, Bogdan Râde, eu, eu v-am spus și una și cealaltă ca să vedeți că eu spoline linie dreaptă. Nu am treabă nici cu... Oricum vreau să scriu o carte despre feminism, dacă Dumnezeu mi-ajută relația lui Dumnezeu și uh, cum vede Dumnezeu partea feminină a lumii acesteia. Uh, cum o văd oamenii, uh, cum o văd femeile, cum se vede femeile pe ele. Uh, chiar am văzut acum de exemplu un film, cred că făcut în 1989, nu mai sunt 100%, deci nu până în 90, 5 ore are, două, două, despre Revoluția franceză. Deci ceea ce m-a șocat la film este cu nu sunt actorii uh, foarte, foarte cunoscuți zilelor noastre, dar atunci, Jane Seymour, de exemplu, și mai nu mai știu uh, uh, cine mai erau, dar am văzut câțiva actori buni pe care îi cunoșteam de vremea când eram tânăr. Deci, în 89 se tornă 5 ore de film împărțite în 2, 2 ore jumate, 2 ore jumate, despre Revoluția franceză. Dacă puteți să luați un, un film, un talmeș, balmeș și îngrozitor. Deci atâta ce o în el, ce a fost acolo, cum să o unii pe alții, pe aceea, bun lor a aruncat pe eu te capul meu, știți asta și lui și soțiile lui. Și chestia este că după aceea nu au mai fost ei bine și cei care au tăiat capul lor au fost și capul lor tăiat, după aceea și capul lor și până la urmă e o pădure de capete, toată Revoluția Sfântului O nebunie, dracu, atunci au zburdat singur, era peptos, avea mușchi, avea tot ce trebuie să simțea bine. Deci ceea ce, este, ceea ce am știut în, apropo de, de atunci despre chestiile astea, citeam, de exemplu, și istoria Revoluției franceze a lui Carlyle. A trei volume le are, extraordinar ce frumos zice. Rolul femeilor mă, în Revoluție. De nu credeți-mă că în filmul ăsta nu există 5 minute sau 10 minute în care să nu apară un cârd de femei cu furci, topoare, și care să merge, să meargă să atace. Ba Bastilia, ba Domnul nu știu mai ce, ba uh, pe câmpul Marte. Deci cafteli în care femeile pe stradă. Din toată vedea 20 de femei bărbați după ele uh, și le urmau. Și chiar m-am gândit că povestea, de exemplu, Carla că zice că toată ziua să te iau pe capete, știți, ghilotina, ghilotin. Și-l-a chemat pe ăla care a inventat lama aia, care rădea odată cu barba și gâtul. Care venea de sus, la grămadă, știți, ghilotina, bun. Eu zice că ar fi un domn, ghilotin, care ar fi inventat-o. Zice că ar fi fost și doctor. Da, na, na bun. Și uh, uh, unde rămăsne? Așa. În fiecare zi, să zicem, în piața publică, acolo în Franța, în Paris, pardon, să tăiau 50 de capete. fost-o și mai multe pe zi. a fost perioadă bună, deci în care se băgau să ghilotinau și bani, că deau capetele în, uh, într-un coș. Ce îți povestește care la un moment dat zice că uh, execuțiile erau undeva pe la ora 2 după masă. O zis că să prindă locuri mai bune în față, femeile veneau și pe la ora 10 și jumătate, 11, se așezau și aduceau scaune de acasă și brodeau, mă, sau făceau ciorapi, împleteau fulare sau ceva și erau, zice că, sute de femei care stăteau acolo pe primul rând și munceau așteptând ca să vină timpul la frumos în care se vadă cum cad capetele oamenilor în coșuri, cum e de sânge toată zona aceea, împroșcat de sânge toată zona aceea. Da, no, no, nu o luam nici asta. am zis numai că există un rol deosebit al femeilor oriunde în lumea aceasta și asta este foarte bine, nu zic nimic rău. De aceea, eu manifest această prudență Oricărui bărbat trecut de 40 de ani, pentru că eu știu, de exemplu, că e bine câteodată să nu spui tot ce gândești. Uh, și apropo, tot de femeie acum, ca să o măscot mai bine, a murit Regina, da? a rămas pruncul Rege, uh, ceară sau nostru, da? a rămas prințul, eternul prințul de că a ajuns Rege și am primit o poză cu el, uh, mi am dat-o lui Bogdan, zice poza că dacă nu-i mai mamă, uite cum și a încheiat Charles Sacou. Și poate că vă pune acum, i-am zis că dacă poate să o pună. Nu. Vezi ce înseamnă să n-ai mamă? Și să fii și cum el, cruduț. Nu știu cât are, 70 și cât caută pe Google Bogdan, dacă poți să vezi câți ani are Charles, ca să le spun la oameni ce înseamnă să moară mamă ta prematur. Adică să te lase pe tine orfan, înțelegi, într-un înt timp rău al vieții. 73 de ani, nu -o, vedeți? Mama lui a murit și l-a lăsat, cum să spun, copil încă, 73 de ani și nu a ieșit ultimul nastor de la Saco. Chestia cu nasturii ăștia e satanică și îți vă spun de ce. Nu-ți dai seama că ai greșit până n-ai ajuns la ultimul. Asta se numește un fel de reacție în lanț, este ca și bomba atomică. Pe baza nasturilor încheiați greșit Einstein o dat drumul la fuziunea nucleară și de acolo a venit și uh, chestia asta cu, cu atomul, uh, cu bomba atomică. Mă, într-un fel sau într altul, trec de la una la alta acum cu viteză, mă duc tot în zona femeilor rămas, dar la un admirator a femeilor lui, lui uh, ăsta cum seama, Alain Delon. Alain Delon, uite-te Bogdan să vezi cât are, câți ani are Alain Delon. Uite-te înapoi pe Wikipedia. 86 de ani are, 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 are Alendelon. În ce an s-a născut? În 1935. În 35. Incredibil. Incredibil. Alain la 86 de ani, o, o, cerut fiului său, nu mai știu cum îl cheamă pe fiul cel mai mare acum, o cerut fiului său ca să îl să-l ducă la spital să-l eutanasieze să-l eutanasez. Dar ascultați ce spune Alain Delon. Țineți minte că vi l-am citat într-o zi cu niște chestii foarte faine de le contra lumea acestea de nebuni și de gândat și de reziști și de o grămadă de chestii, pomenindu-l pe departiul la un moment dat că nu mai știu ce, dar au fost niște chestii faine, le-am uitat. Haideți să vă povestesc cu uitarea cum e, că uit, uit din ce în ce mai mult. Aseară am avut slujbă la biserică, de joi seara, eu am înregistrez vine seara, imediat avem ședințe cu departamentul de Cireșari TV, departamentul tehnic. Întreba seară la biserică, zic să știți că a murit fratele Cutare. Bun. Mi-am adus aminte că murise ginerile lui în urmă cu câteva luni de zile, știți? <laughs> Și întrebă în biserică, zic nu știți unde e îngropat Uh, nu știți unde e îngropat fratele cu tare, ginerele am acum a murit și Socru și uh, erau vorba de două sate diferite, două locații diferite, un sat și un și orașul. Beres. Zic, nu știți unde e îngropat, la care zic toată biserica care era înăuntru, uh, zice, uh, aici, la noi în cimitir, și, și se uitau cu ochi mai, tot mai mari la mine. Și zic, zic eu, uh, nu știți cine o participa, care a fost pastorul care a fost la mormântarea lui. La care biserica cu ochi mari la mine? Dumneavoastră, zici? Nu. Asta e. Deci am fost și-o dat seama. Și, și ce ne-a spus? Că uit, de, de, la mână până la gură. Deci poți vorbi cu mine, poți să mă pupi. Nu o să uit o chestie. O venit cineva aici la... Mâncam la amiază, la ora 1, la cafenea. Și... Uh, uh, duminica. Și apare un bărbat aici în față și îl îmbrățișez și zic, de unde ești? Dar zice, nu am mai făcut cunoștință, pastore, zice. Și la care eu întreb când. Și el zice, în urmă cu un ceas. Deci la 12. Nu, asta este chestia. Și le-am spus la biserică numai atâta. Cum vă suport eu de 30 de ani pe voi, așa trebuie să mă suportați și voi pe mine următorii ani. Și totul da din cap că da. Deci mai uit chestia cu depardio și cu Alain Delon. Dar ascultați scrisoare tristă. Da? Nu, nu citesc toată sfârșitul. sfârșit. De la o anumită vârstă, de la un anumit punct al vieții, de ce Alain Delon a cerut să fie eutanasiat acum? Deci citesc încă o dată. De la o anumită vârstă, de la un anumit punct al vieții, trebuie să ne retragem spre iad în liniște, fără spitale, injecții, scutece sau altceva. Asta interviul a dat acum zilele acestea la TV TV5 da? mond. mond. Nu-i dureros. Adică să știi că există rai, să știi că există iad, să știi și unde te duci și să nu faci nimic pentru asta. Că se poate și la 86 de ani. Deci, încă o dată. De, de, la o anumită vârstă, de la un anumit punct al vieții, trebuie să ne retragem spre iad în liniște. Trist pentru Alain Delon. Trist. Asta din punctul de vedere al creștinului care știu că până în ultima clipă Dumnezeu așteaptă pocăința. Eu nu dorează ce Iisus, Dumnezeu nu dorește moartea păcătosului, ci îndreptarea lui. Tâlharul de pe cruce. Azi vei fi cu mine în paradis, zice Iisus Hristos. Bine, asta e trist, asta a fost chiar trist. Era cât pace să închei cu el, dar nu vreau să închei în asta. Vreau să ne nervăm în continuare, dacă putem să ne nervăm. Dumneavoastră sunteți hotărâți să vă nervați împreună cu mine. Deci, gruia Dragomir pe hotnews.ro, hotnews eu citesc hotnews-ul ca să mă enervez. Ea este un post de hotnews-ul, ca și ăștia, cum îi cheamă, alu Tapalagă, g Media, nu știu mai cum. Ăștia sunt acoliți ai serviciilor secrete aici. Deci, liniștit o spun când dau seama de fapt, exact ca și Voiculescu. Mă, Bogdan, tu ții minte că Voiculescu cu antenele lui era pe vremuri și gâdea. Doar două minute să mă enervez cu gâdea. Gâdea are formație de pastor adventist. așa e? Bun. Mergem pe ideea asta. Și ce mi-aduc eu în minte azi dimineață când coboram cu, cu, cu de la cabană cu Defenderul? Ce mi-aduc eu minte clar că Voiculescu, ăsta care are un ochelar de o culoare, adică un ochi, ăsta așa, piratul, uh, Varano, cum îi spunea Cetepopescu, Popescu, a fost șeful partidului și l-a și Partidul Conservator din România. Partidul Conservator. Și dintr-o dată îmi dau seama că cu gâde cu tot. Poate că nu mai conduce el, mă gândesc, poate nu mai conduce el antenele. Dintr-o dată s-a transformat antena cu CNN-ul în o chestie cu lăturea greziștilor. și CNN-ul este una dintre cele mai spurcate și mai satanice televiziuni. S-au înfrățit. Nu știu ce-au făcut asta, cu totul altceva, nu mă interesează. Dar vreau să spun cum e la români. Depinde cine îți dă telefon. Asta este ideea. Pac! De la Partidul Conservator acum, la a fi vârf de lance, al GBT-ului, a nu știu mai care. Fii atent! Tot mă enervez. Săptămâna aceasta am avut, de a, să mă duc eu înapoi la, la antene și la hot news-ul ăsta, dar și m-am enervat când am citit -il. Săptămâna asta am, am, am avut uh, ședință cu departamentul și de școală duminicală al bisericii. Știți ce mi-a spus o profesoară, o, doamna director de la noi, care se ocupă de uh, școală duminicală? Că ori a avut cer pedagogic zile acestea și și le-au spus că sunt educatoare și învățătoare. Au zis că dacă văd copiii că se joacă băieții cu jucării de fetiță și uh, 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 fetițele că se joacă cu jucării de băieți, să nu care cumva să-i admonesteze. Ăsta e primul pas. A doilea este să-i încurajezi. Da, Uite, joacă-te tu prânz la cel voinic, joacă-te și fă goblen. Că Xena, Ileana Consânziana va, să vă ducea cu cum ale din filmul pe care l-am văzut eu seară și mai am de văzut, că cine știe când termină 5 ore. Dar cert este că e cafting extraordinar în care femeile sunt cu furcile. Asta mi-a plăcut. Cu furcile în față și cu tot felul de țepușe. Parcă era numai care. Bun. Și citesc știrea asta de pe nu News ca să mă enervez și am avut și de ce să mă enervez. Un nou trend pare să fie apărut în materie de proteste ce vor să atragă atenția asupra problemelor climatice provocate de industria petrolului. Da? Tineri activiști. Ați auzit de tineri activiști. Stai acum să... tineri activiști. Că mă... Merg în muzee. Ăsta e trendul. Merg în muzee și aruncă mâncare, chiciapuri și au alte chestii peste operele celebre și apoi înainte de a fi reținuți de poliție adresează lumii următoarea întrebare. Ce valorează mai mult? Arta sau viața? Printre lucrările care au căzut victime sunt picturi de Van Gogh și Claude Monet. Da? Mă, eu nu pot să-mi dau seama dacă eu spun că ăștia n-au decât un singur neuron. Și la schilod. Umblă fie în cârge, fie în scaun cu rotile, să plimbă prin creier. Și totuși, mă, de la neuronul ăla trebuie să fie în mintea acelui neuron care se gândească pentru, uh, pentru, ei. Ce legătură mai între călzirea globală și petrol și cărbune și greta trotineta și reziști și hashtaguri cu Van Gogh că treabă murdărit cu ketchup sau Claude Monet? Poți să-mi spună cineva. Cine răspunde mie la legătura asta, deci dintre cei care ascultă această și văd această emisiune, eu îi dau lui, fac cadou, și îmi place răspunsul care îl dă pe Telegram, eu îi fac cadou. Sau unii dați, că mai avem Bogdan și pe, dat și pe YouTube, nu? Și acolo comentariile sunt bune. Cine îmi spune care e legătura clară a reziștilor ăștia cu încălzirea globală și Van Gogh și Claude Monet că trebuie aruncat ketchup și resturi de mâncare. Că știți că ei merg în muzee cu Coca-Cola, cu ce mai rămas din hamburger și cu în sfârșit și aruncă pe păi, sosul ăla, maionezele alea, contează să arunce pe sătălo. Cine spune care e legătura, eu îi dau o carte despre pictorii celebri. Eu trimit acasă, nu m-am trimit, după aceea a spus să-mi trimit azi. Bun. Ăsta e concursul emisiunii. Van Gogh, ketchup, Claude Monet, reziști, Petrol, dacă dumneavoastră înțelegeți ceva, vă rog frumos, luminați și un uh, bătrân pastor care mai... Oh, apropo de bătrânețe, Bogdan, Joe Biden s-a vaccinat cu a cincea doză a unui vaccin anti-covid. Nu știm unde, probabil că și-a făcut-o direct în cap, pentru că neapărat trebuia să facă și a cincea doză. Eu cred că el trebuie să se apere acum de foarte multe lucruri. Am o iară să primară tăcit prin curte, acum într zi, nu mai știa unde e. Deci nu știa unde e. Știi știți ce văd eu? Nu nimerește scena să coboare, nu nimerește scena să urce, nu nimerește avionul, scările avionului, nu reușește să ia uh, curba cu bicicleta. Nu. Nu nimerește în propria lui curte ușa. Zice că te dă cu capul de grindă din stânga. Bun, din stânga, e clar. Dar ce mă frământă pe mine este cum nimerește să meargă direct unii se vaccinează Că văd că alea intră, domne și în... dacă ar fi gaură de șarpe, el găsește, parcă după miros merge la COVID, la vaccin. Să vă mai spun, apropo de vaccin, de COVID, și pe aceea mergem... <laughs> mi-a lovit microbuzul. Mă uitai la o poză când încolo văzui microbuzul mi-a lovit. Eu mi l-am lovit. L-am parcat într-un loc, am uitat unde l-am parcat, m-am urcat în Defender și am tras acelui microbus care era parcat greșit, mi-am tras o lovitură zdravănă. Și acum, chiar acum în clipa aceasta, mă sună Alin din care mă scapă din o grămadă de chestii din astea, când parchez mașinile greșite. Dar vă zic poza, uitați, poză cu microbuzul meu varză. Bine, dar hai să vezi, să mai spun Bogdan că am ajuns la vaccin, stai să vezi. Așa, Ministerul Sănătății. Joe Biden s-a vaccinat cu a cincea doză. Ăsta e mare mâncător de doze. De aveam noi mai mulți ca Joe Biden în România. Era o nenorocire. Nu mai aveam crac de vaccin acum. Ministerul Sănătății zice. Numărul dozelor de vaccin anti-COVID. 19. Deja livrate. Deja. Asta înseamnă că mai sunt care trebuie să vină. Că astea sunt deja livrate. Noi așteptăm cu mare nerăbdare să apară și celelalte doze. Deci care sunt deja livrate? Sunt peste 3 peste 33 de milioane 600 de mii de La o populație normală la cap de 16 milioane. Care o parte dintre ei sunt direct în alte, în alte țări. Aproape jumătate au fost administrate, aproape jumătate au fost administrate. 3 milioane de doze au expirat. Și pateurile expirau. Am mâncat, eu nu știu ce am mâncat, iar totul splinde bube aici, nu mi le poate arăta Bogdan, dar sub genunchi aici. Aici, la anchetarea picioarelor, cum mănânc ceva expirat, cum... Câte doze au fost vândute sau distribuite direct din depozit de producător? N-am mai citit pentru că zice că prețul e secret. prețul e... gata, nu ne spune cu cât le-o vândut sau cu cât le cumpărat. Bine, tot acolo suntem, nu o lecuță să văd, că a fost o chestie foarte interesantă. Să văd eu cum o zis, că era chestia cu vaccinul. Așa. S-a făcut un studiu acum în Anglia, tot cu vaccinul, apropo de asta. Și mai mulți doctori, din mai multe țări, mai multe organizații. Și astea s-au dat pe toate ziarele, de ziare mari. În ăsta, au spus că cei care s-au vaccinat cu AstraZeneca, 30% dintre ei au probabilitatea de a face cheaguri de sânge. La noi, la români, titlul era câțiva au probleme, ceva. Cam 30%. Deci atât ai. Nu-i mult, cum zic românii, o treime. Atât. Care au dezvoltat tot felul de cheaguri de sânge și care până la urmă pot să fie dăunătoare. Bine, am putinist sunt. Antivaccinist am fost. Totuși la chiciapul lui Monet rămân și la chiciapul Van Gogh Că pe Van Gogh înțeleg, poate că nu vreau cumva să-mi cu urechea, că și-o urechea și că normal chiciapul ar fi culoarea sângelui pe care l-au aruncat pe ăsta autoportret. Deci cu asta nu mă prostiți. Trebuie să veniți cu ceva zdravă. Deci cu vaccinile suntem bine, dacă s-au vaccinat și uh, Joe Biden. Zilele acestea au avut uh, un marș, totdeauna pe 4 octombrie marcăm Ziua Mondială a Animalelor. Și atunci există o organizație Marș România. A, mie mi se pare titlul foarte frumos. Adică, acum se poate numele acestei organizații Marș România. -i -i da, asta vreau să spun. Deci, e super. Deci, Marș România e olandeză. Marș România, în România ne spune rute cu toți olandezi lui trăgători pe nas de zăpadă și marș. Asta este. Dar ce zice Marș România? Zice că el este cu drepturile și bunăstarea patru Contează foarte mult. Am înțeles. Zice că 78% dintre gospodele din România au un animal de companie. Deci vă dați seama. Câini, pisici, soți, soții, depinde cum îți numiți, copii, ăștia alți care sunt... Asta, dintre aceștia, 5-7 au acasă un cățel și 45% pisica. O pisică. Deci, după cum nu-mi dau seama, îmi pare rău că nu mai am. Românii sunt cunoscuți drept iubitori de animale. Mie spuneți uh, cum îi vedeam eu pe vremuri cu uh, legați după mașini câinii cu sârmă și trăgeau prin parcări. După aceea, mari iubitori de animale români. Păi, am un ce să zic eu despre asta. Dar cert este că pe locul 2 uh, suntem noi după Ungaria, atât din punct de vedere a câinilor adoptați. Și Marș România, asta vreau să spun, nu că suntem iubitori de animale, am că asta știți că tot românul are, indiferent cât e de sărac, tot are un câine acasă să se păzească sărăcie. Că la noi cum e, de exemplu, dacă vezi că nu-ți merge bine și ești prea sărac și prea flămând. Eu am văzut în filmele alea cu eschimoși. Ce făceau? Mâncau câinele. Deci îl ducea până aproape de Polul Nord, rata puțin Polul Nord și după care mânca el câinele. Că nu mai avea cu ce să se întoarcă spre casă și să trăiască. Deci la noi acum, de exemplu, câinii și pisicile ne vor încălzi la iarnă. Nu, asta este tot în limita aceasta. Și organizația Marș România au un slogan, adoptă, nu cumpăra. Deci eu pentru sloganul ăsta, uh, pentru sloganul ăsta, am, uh, am spus știrea aceasta, mi s-a părut interesantă. Adoptă, nu cumpăra. Nu-ți cumpăra un câine de rasă dacă tot vrei să iei, că e plin beiușul de bezmetici, de câini din aceștia, de toate felurile, urățănii incredibile, așa cum face Sașa câteodată când nu are câinile de rasă să vină de rasa ei. Și atunci o vizitează tot felul de căței din ăștia care sunt pe lângă cimitir. Întotdeauna pe lângă cimitire sunt o grămadă de câini pentru care să hrănesc din pomană. Asta este ideea. Și de obicei niște pomanagii din ăștia sunt părinții cățeilor pe care Ana, după aceea normea, încearcă ca să-i trimită spre adopție. Adoptă, nu cumpăra. Nu-ți cumpăra un cățel de rasă. Uite, îți pline străzile de ăștia pe care o organizația Marș România numai nu vrea ca să îi castreze, să nu mai facă, să, să, poată să mai facă câini și pisici bezmetice pe stradă pe aici, dar în schimb ne spune continuu, adoptați la nesfârșit. Nu cumpărați. Nu o să cumpărăm că nu mai fie în curând bani. Sau, români, ni se pregătește ceva. Bogdan, mai avem timp. Cum stăm cu timpul? Fiecare român ar putea avea un cont bancar în baza unui proiect de lege. Proiect de lege inițiat de doi, uh, patru, uh, de doi uh, parlamentari, auzi. Patru pezi? <laughs> eram la patru pezi, eram la, uh, la câinii de rasă și la Marș România. Nu, s doi patru pezi, doi. Uh, ciocoflen de din astea, un om penelist și om pesedist. Atâta am înțeles din toată treaba asta. Și să zic că vor să ne facă un cadouaș de sărbători la toți, la mama, la toți care avem noi, toți bătrânii. O să fiecare român să aibă un contuț. Că vrei și că nu vrei. Eu v-am spus întotdeauna, feriți-vă de binele pe care vrea să vi-l fac cu forța. Deci întotdeauna când auziți că guvernul vă face vouă un cadou, fugiți în păduri. Cei mai mulți nu v-ați vaccinat pentru că a fost vaccinul Moca. Așa este. De vă punea să-l cumpărați, pe o mână, în piața neagră, cu dimigene băgat. Eu vă garantez că toți erați boosterizați deja de nu știu câte ori. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Fiind moca, românul o zis, bă, nu-i bun. Ceva nu-i, putre din Danemarca, e putre din România, e putre din Olanda. Bun. Și acum, de exemplu, vor să ne facă un contuț la fiecare. Contează foarte mult ca să nu mai avem bani cash. Nu știu dacă dumneavoastră știți, România este, cred că, printre țările cu cei mai mulți bani cash din Europa. Bani cash înseamnă bani sub saltea, bani în ciorap. Uite ciorap din ei mare, care românul nu-i nici spală niciodată mulți nu din ea, în grejă, groș, în care ieșui banii, pentru că nu se atinge nimeni de ciorapul ăla. Îl azvârle acolo într-un colț a camerei, oricum când vine hoțul, găsește a două zi, că el e mort lângă ciorapul tău. Deci e clar. În ciorapi, în... Știți, știți, când aveam 10 lei pe, vreme, pe vremuri, când eram copil, 10 lei sau 15 lei, știți unde țineam banii? Ca și copii când veneam. Cei mai mari, de 18 ani, care își puteau trage pumnii unii altora, îi țineau aici la ciorap, la șoseată. Și îi aveau 10 lei și îi băgau aici de hârtie. Puteai să-ți cumperi un suc cu 2 lei, 2 lei și ceva, Putea să și cumpere o prăjitură, ăștia mai mari puteau să-și cumpere o bere, le mai rămânea și bani de o pachet de țigări, era 2 lei și ceva, nu știu, cred că pachetul de țigări. Spania ceva mult Spania? Da. În Europa? In Europa. Noi românii pe ce loc suntem, Bogdan? Mă, hai că-ți povestesc o chestie. Eu cred că, eu cred că ei nu au făcut la români totuși ceva. Că la noi se zice că am avea, Bogdan, câteva miliarde de... de posibil să avem noi câteva miliarde de euro Cash. Mă refer în bani mu americani sau numai care. Crezi că ar putea să fie așa ceva? Eu am citit acum undeva că ar putea să fie atâta în România. Cash. În Europa, acum, Ungaria și Bulgaria sunt considerate mici paradisuri fiscale. Mic paradis fiscal înseamnă altceva pentru mine. Înseamnă că acolo, prin bănci, se pot face o grămadă de chestii, că poți să trimiți bani și poți spăla bani. Nu te întreabă nimeni, nu, exact cum Anglia are teritoriile de peste mări. Ia este apropo, pe Netflix, un, o chestie, ceva cu Imperiu, nu știu mai care, vorbește despre al doilea, al treilea Imperiu, nu știu cum e engleză, numește filmul ăla, cert este că la ora actuală Marea Britanie, în țările alea de a ei, care le ține peste mări, are adevărate paradisuri fiscale. Dar nu am înțeles jumate din filmul ăla, că era cu contabili, cu prostii, cu nu știu mai care. Deci, Cert este că ei vor să... Dar cum vor să facă treaba asta? O să spună la bunicuță și la mama și la toată lumea, pensia nu-ți mai vine după ce îți face cont, nu? O să-ți vină pensia care în cont. Deci din 2026. Da. da? Deci acum, dacă mă gândesc la părinții mei, la soțul meu, Așa. sunt undeva în jurul anilor 70. Bun. Cam duce generația asta problemă, care nu înțelege cu cardul, cu tehnologie, cu bancomat. Dar eu am 5... 55 de ani și pentru prima dată în viața mea am card revolut ca să pot să bag bani la prunci când sunt situații disperate. Da? Tate, am, am rămas în gară foie. Bun, în momentul ăla, în momentul ăla când am copii disperați, revolutul te ajută extraordinar. Da, pac, pac, bun. Am card Pentru prima dată în viața mea am plătit cu cardul considerându-mă anul acesta, deci când a fost acum în vacanță în septembrie, considerându-mă un infractor, am mai plătit cu el odată o apă minerală, dar eram străjuit de Cornel și de Gigi Lucaciu. Deci erau doi lângă mine care știau tot. De când ceva îmi spuneau că nu-i bine. Când m-am dus o singură magazin și am întins la ea și l-am pleznit de două ori peste o chestie rotundă sau pătrată, neagră, era nu știu ce era, și am văzut că nu-i nimic și a tot să uita la mine continuu, am simțit că mă bag în pământ. Dar se zice că trebuie să avem cu toții cont. Că statul vrea ca să știe, nu? Pentru că dacă eu fac o afacere cu tine, Bogdan, tu îmi dai să spunem o vacă și eu îți dau banii. E afacerea între mine și tine. Nimeni altcineva nu mai știe, corect? Dar dacă eu fac afacerea asta prin bancă cu tine, înseamnă că știe și a treia persoană, ăla din bancă. Corect? Banca. Și cu onora, nafu, și cu tot ceilalți grămadă. Și impozitează ce mai zdravă în pămândoi. Tu că ai vândut vaca, corect, și eu că am cumpărat-o. Da, eu zic că pe mine asta mă... Am citit și documentul și... De ce 2026? Că probabil să sunt din de generația asta care nu adoptă... Că întreba cineva acum într-un comentariu că de ce în România? Întreba pe pușlamarele ale două care au venit cu... Dar nu se divină, că eu au pus partidul. Bă, unul de la PSD, unul pe la PNL, chiar era foarte treaba. O zis că de ce cu România? Păi România folosește cel mai puțin, cred că, instrumentele astea de plată, nu? Da. Păi 30% dintre magazinile noastre. Nu, doar 30% din ma magazinile noastre sau de locurile se vinde ceva, o POS-uri din astea. Așa citeam într-o știre. Și atunci, normal că trebuie să ne facă pe noi să ne execute, pentru că nu vă vine să credeți Ăștia nu mai au nimic din, din străinătate în bancă. Dar noi am avut, după ce s-a gătat pandemia, nu s-a trezit că românii tăi s-au dus la mol. Băi, de unde ați avut bani? Asta a fost frământarea. Aici eu sub, am o studie de la o revistă de retail din Anglia. Așa, zi Bogdan. Și deținători de card de credit în România este procentul de 12%. 12% dintre români, zice Bogdan, că au card de credit. 12%. Cu Revolutul și eu. Dar cu Revolutul nu m-au lăsat să plătesc în vizair. Am rămas mor de foame. L-am întins și eu la stewardesa, mi-l au trântit pe ăsta Nu știu ce chestie din asta. De exemplu, mai dăm cifre cu carduri. Zi mai alte țări. În comparație cu ce? Cu cine? Cu Bulgaria, care are 14%. 14% Bulgaria, zero. Castraveț, nimic. Ungaria, 13%. Ungaria, mai jos, mai rău. Da, la număr de locuitori, văd domnul, 13%, hei Bogdan, 13% totuși, eu vorbesc de populația unei țări, nu ne uităm, da. totuși populația acelei țări, ce în Ungaria îți puțin înseamnă? În Grecia, 12%. greci, da, Grecii, Sanoști, Kalimachis. Și totuși procentul de plăți în România e de doar 9% din cash. Și atunci ce e restul, economie subterană? <rători> A da, fost la, la, la un eveniment, erau firmele care fac case de marcat și chestii astea. Așa. A, și au zis că aproape 60% din economia neagră de la noi din e făcută de micile. e și trăit pe de micile magazine de la. la... ABC-ul era deja cu altă stradă, nu? Ale care vindeau semințe și pe și nuciaguri. Deci erau. Întreagă nenorocire. Deci românii vi se pregătește ceva. Asta putem să spunem, România nu? Da, chestia asta. De în, fără România? în România? 42% fără cont bancar. Asta este. Prin de care cred că mă număr și eu. Am avut un cont, dar nu m-am mai dus de ani la bancă cu el și l-a s-o dus papa sâmbetei. Deci eu mă număr pentru 42%, cred, cu ajutorul băncii. Dar e fain când banca îți deschide ție, zice că ne fac o surpriză, că ne fac deschid cont gratis. Dar din ce știu eu când te duci la bancă, că am gratis să-l deschid. așa e și acum. Dacă îți deschizi pentru prima dată cont, nu-i nu gratis. Da, e gratis. Deci ce face statul cu noi? Ne obligă să ne bagi în sistem. Nu vă lăsați românilor. Încercați să, să, tre să treceți pe lângă bănci. Cum v a spus să nu vă vaccinați dacă puteți, cât puteți și acum fentați cât puteți spuneți că sunteți bolnavi, că nu aveți, că nu puteți, că aveți tremuriciuri. Probabil de genul ăsta. Spuneți că nu, fugiți în păduri. Bun. Fiecare română cu contul bancar, legea contului bancar obligatoriu, numărul 20, să văd de ce știri mai am aici, pentru că vreau să închei, că avem ședință. Hai să încheiem cu o știre tare faină. Raperul, e raper, ăla, am înțeles prima dată, raptor, ăla care cântă rap acum, nu știți? Rap. Tu, 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 Bun. Ăla cu capa, Kanye, Kenny West, da? Kenny West, care conduce o școală privată. Deci director de școală privată. Deci acest rapper, stai mă, o să mă uit puțin la el cum arată. Urât. Bun. Spune că n-a citit niciodată o carte. E ca și cum aș mânca varză de Bruxelles. Bă, cum. O, no, nu e frumos să fii director de școală și să nu fi citit în viața ta uh, niciodată o carte. Eu cunosc o grămadă de români. Citesc doar integrame uriașe. Nu știu dacă am mai spus treaba asta. Pentru românii deștept să există rebusuri. Erau pe vremea o atât de grele rebusurile alea. Că îți dădea răspunsul după șase luni de zile. Și erau niște asociații, erau mai. rebusiști aveau o asociație mai dură și mai bine organizată și mai tristă decât chiar și uh, organizațiile astea ale masoni, masonilor. Deci, masoneria zero pe lângă ale de rebusuri. Țin minte, erau niște. Deci, cu cât erau mai, mai grele rebusurile, le făceau în două săptămâni, în trei, transpirați tot. Bun. După aceea au venit uh, integramele. Integramele erau mai pentru prostuți, exact ca și, de exemplu, când bagii când s-au trecut de la filmele de o oră 20, o oră 30, la, or, la filmele de două ore și ceva. Nu din cauza că acțiunea era mai lungă, nu, ci din faptul că trebuia să o lungească ca să poată să înțeleagă fiecare uh, tip mai bine acțiunea, mai încuncetinitorul. Deci integramele erau copiii avortați ai uh, rebusiștilor ca să poată să meargă spre vulg. Iar pentru tâmpiți erau integramele uriașe. Ale să dădeau în tren în ultima clipă, când deja când pleca trenul, un individ cu reclame uriașe încă mai era în tren. Și ce greu să în gara de nord, printre stâlpii aia de beton, pentru o grămadă, că el sărea din tren, pleca, dar tre ultimele integramele vine eu mi-aduc aminte că și-a bătut un joc de el până l au dus în Pitești. Deci, tot o... Nu, no, o vinită, că cu integra. Integramele uriașe de obicei se fac pe toaletă. Deci, e, îs lângă toaletele lor, biblioteca lor e lângă toaletă. Acolo unde îs constipați și stau și fac... Și atunci se bucură în toaletă. Și auz un strigă de victorie în toaletă. Pentru că au reușit să descopere obiect zburător. A și să termină cu N. M nu ieșit. Pentru că era A, un loc liber pentru V, I, O, trei căsuțe goale și un N. Și momentul ăla în care, după ce se strângea puternic acolo în toaletă, după ce s-a țipătul de victorie, că nu știai pentru ce, pentru că nu-i mai constipat sau pentru că -o găsit cuvântul, certezi că acolo să pam asta, și era țipătul ăla, Evrica! Asta ziceau, nu ziceau așa, ziceau, l-am prins. Și era avion. Vă doresc uh, pace în suflet și să aveți de-a face cu oameni mai puțin cu Kenny Vestela, care au ajuns director, ca la noi de multe ori. Deci au ajuns, uh, dar nu au citit în viața lui o carte. Asta se numesc mărturisiri adevărate. Aș vrea ca și sfinții mei pocăiță și creștinii care ne aud și ca, ca, catolici și ortodoxi sau voi, să aveți tot asemenea har în spovedanie ca și Kenny West. O mărturisit, senin, când a citit în viața lui o carte. După care, o zis, exact cum aș mânca varză din Bruxelles. Nu știu, tata facea un fel de varză, o să vă spun ce rețetă avea tata, era să ne omoare pe toți din familie cu rețeta asta. Le, până atunci vă doresc o seară frumoasă și nu uitați în noaptea asta românilor. Dormiți! Dormiți că să mută ceasul, cum se ziceau bătrânii la noi, să schimbă ora pur și simplu să dăm mai înapoi, o să dormiți încă o oră în plus, o să visați, o să aveți coșmaruri, când o să vă treziți, o să vă dați seama că tot Iohannes e președinte și că e duminică, că trebuie să vă duceți la biserică, să vă rămână Dumnezeu în inimă și mintea întreagă în cap. Tuturor, numai bine! Vă pup, vă iubesc, fi binecuvântat în România! Mulțumesc, Bogdan, pentru toate! Cam oriunde te afla România și tu, Bogdan, acel lângă mine!